Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Vești și Povești. Astăzi, de Dragobete, mai mult ca oricând, toată lumea sărbătorește dragostea. Vreau să vă arăt astăzi că dragostea nu are vârstă, că de fapt se poate sărbători nu într-o singură zi, ci în fiecare zi. Vreau să vă arăt oameni care descoperă dragostea la toate vârstele și oameni care trec frumos prin viață. Astăzi stăm de vorbă cu doamna Rodica Toader și domnul Nicu Toader. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Bine ați venit în casa noastră! Domnul Nicu și doamna Rodica, sunt ani de când ne cunoaștem și ani de când știu că sunteți dovada via faptului că dragostea poate exista în fiecare zi, frumos, că se poate trece frumos peste toate cele câte le dăruiește viața. Spuneți-mi, vă rog, de cât timp sunteți împreună? Suntem de aproape 8 ani. 8, intrăm în al 9-lea an. 9-lea an. În al 9-lea an. Mulțumesc. În 2008 ne-am cunoscut și iată-ne împreună, iată-ne ca în prima zi. Veneați fiecare după o poveste în spate. Așa nu, este. Nu a fost dragoste de tinerețe, este dragoste de înțelepciune. Da, și nici nu știu dacă există deosebire, poate există deosebire, dar ambele drăgostiri sunt frumoase. Sunt frumoase, interesante și cel puțin pentru noi e o mare realizare, e o mare binecuvântare că ne-am întâlnit. E o potrivire a lui Dumnezeu, întâlnirea. Așa este. Suntem, cum să vă spun, cam prima zi. Cine zice că există lună de miere, bănuiesc eu greșeală. Ar trebui să fie viață de miere. Sau cine zice că ce e întâi nu e pe urmă, greșește. Pentru că, uite, și a doua oară poate fi dragoste și... Vă mai gândeați, doamna Rodica? Fi sinceră să fiu, nu. Dar viața schimbă omul. În 2003 a murit soțul meu și după 5 ani de zile ne-am întâlnit, l-am cunoscut pe Nicu și uite... Cum v-ați cunoscut? Eram la Biblioteca Județeană și am văzut-o, am zărit-o și ușor, ușor privirile le-am așa și ceva s-a declanșat. Cu timpul... V-ați dus mai des la bibliotecă. Ne-am mai întâlnit. No, eu am apreciat foarte mult la el că este un om foarte serios și îmi plăcea foarte mult să stau de vorbă cu el. Aveam ce învăța de la el, aveam ce discuta, aveam aceleași teme de discutat și mi-a plăcut foarte mult modul lui de a gândi. Și plimbându-mă pe stradă cu nepoțica mea, el tot m-a urmărit, a încercat să facă niște glume cu nepoțica și să-i ceară voie să fie el tataia. Am ce voie dacă pot să... Și ce a zis nepoțica? Da, îmi place. Ei, suntem datorat frumoasei mele nepoate. Și așa drăguță, ce mamaie, ce, dar nu vezi ce bărbat, ce discută frumos, ce... Să știi că îmi place. Câți ani avea nepoțica atunci? Păi nepoțica era în clasa 6. Da, și acu' e studentă. Acu' e studentă până în anul întâi la București, la relații internaționale. În orice caz a contribuit la întâlnirea noastră și sunt îndatorat. Vă gândeați atunci când ați rămas singură că mai poate să existe a doua dragoste? Sinceră să fiu, nu. Nu mai mă gândeam pentru că am avut o viață mai tristă. Bine, și cu bucurii și cu tristeți, dar, vedeți, viața trebuie mers înainte, adică trebuie trăită. Și uite că am avut noroc și suntem ca la început. La câți ani v-ați căsătorit prima dată? La 22 de ani m-am căsătorit. După ce am terminat liceul poligrafic cinematografic de 5 ani în București, am fost repartizată la Casa Scânteiei atunci, acum e Casa Presei, după 2007 Casa Presei se numește,
Și n-am vrut să rămân în București, am venit în Pitești pentru că aici lucra soțul meu la uzina de autoturisme. Ne-am căsătorit în 72, am doi băieței, doi băieți mari și nepoței. Și uite că soarta în 2003 a făcut să rămân singură. El a suferit de o boală din copilărie, un romatism cardioarticular acut, care i-a fost fatal și nu mai mă gândeam că mă voi mai recăsători. Dar mi-a dat Dumnezeu noroc și și am întâlnit acest om și ne-am unit destinele. Domnul Nicu, știu că dumneavoastră aveți o poveste frumoasă și înainte de a o întâlni pe doamna Rodica. Da. Am avut o căsnicie, eu zic, exemplară. Tot așa am fost binecuvântat de Dumnezeu cu o dragoste frumoasă. Am avut o soție în aceeași zodie cu Rodica, tot așa de blândă, tot așa de drăguță. Și vedeți, din punctul ăsta de vedere, vreau să spun că am fost un om fericit. Sigur, pierderea a fost puternică și... Dar, uite, Dumnezeu m-a compensat. Dumnezeu cred că a avut grijă de mine. Că nici eu nu mai credeam, că am crezut chiar că s-a terminat lumea în clipa când mi-a plecat partenera, știi? Dar... Vreau să le spun telespectatorilor, dacă îmi dați voie, că atunci când ați trecut prin momentele acelea grele, dumneavoastră, un om vesel fiind, s-a întâmplat să ieșiți din biserică fără ca să vă uitați în stânga sau în dreapta, fără să vedeți pe nimeni. Dar eu știu că purtați în piept doliu cu fotografia soției dumneavoastră. Atât de mult ați suferit. Da, într-adevăr, am vrut să o port în piept, să simt că încă mai e cu mine și la un moment dat cred că am și cam prelungit doliu, iar soacra mea, care făcea aproape 90 de ani, mi-a zis odată, ai grijă, nu face lucrul ăsta, pentru că îi faci greutăți. Termină cu doliu și într-adevăr am scurtat doliu, dar... Domnul Nicu, cât de greu a fost să vă mai apropiați de cineva și cât de mari erau pretențiile, ținând cont de faptul că ați avut o căsnicie atât de frumoasă și o femeie atât de minunată lângă dumneavoastră? N-ați căutat ceva mai puțin? Presupun că ați căutat ceva la fel de frumos, la fel sigur, de minunat. Sigur, vă dați seama că n-aș fi putut trăi lângă o persoană de altă calitate sau... Sigur că am căutat ceva ca să pot să conviețuim. Nu se poate altfel și, într-adevăr, ți-am spus, cred că Dumnezeu le-a aranjat să fie chiar, eu cred totuși în zodie, că există caracterul ăsta care descrie zodia și Rodica este tot un om bun, tot un pește, deci... Până la doamna Rodica au existat doamne interesate să se mute la cort în centru, cum spuneați dumneavoastră? Da, mai erau doamne care spunea, în momentul când eu încercam să-i aranjez treaba, vai, îmi doresc un bărbat să fie ca dumneavoastră, la care eu, dacă nu prea așa, sunt unic, eu sunt unic. Sigur, râdeam, mă glumeam. Dar... Au mai fost și doamne care îmi plăceau, dar totuși n-a mers. N-a mers. Ce? De ce n-a mers? Din diverse motive, micuțe, fără importanță, dar contează uneori și o vorbă aruncată așa, necontrolat, să te întoarcă și să spui, parcă nu merge. Îți dau un exemplu. Rodica nu m-a întrebat niciodată ce pensie am, unde locuiesc, a crezut că eu stau undeva în Războie, la Confort 14 sau nu știu cum, și la un moment dat când a apărut aici în centru, că zic că stau la kilometru zero, nu?
A rămas și a zis, aici stai tu. Vai, de câte ori am trecut eu și am fost invidioasă pe cei care locuiesc aici. Mi-am și uite ce noroc să stau. Totdeauna mi-am dorit, Doamne, zic, voi ajunge și eu să stau într-un apartament în centru, zic, să mă bucur și eu, zic, dar viața asta care o duc cei din... Și uite că am avut... V-a auzit Dumnezeu. M-a auzit Dumnezeu. Ei, lucrul ăsta, că nu m-a întrebat nimic pentru... A fost pentru mine un examen extraordinar. A zis, da, fata nu e interesată. Pentru că văd și am văzut, pentru că ne mai întâlnim cu pensionari, cu oameni vârstnici, oameni singuri, pe care noi îi îndemnăm, băi, nu stați singuri, că singurătatea ucide. Ei, și ei ce fac? Da, domne, ne căsătorim, dar ce pensie ai? Dar eu am casă, dar eu fac acte la copil și dacă se poate să vin la tine, face un comerț care nu merge. Au existat piedici la începutul relației cu copiii, cu rudele și de o parte și de cealaltă, cu sfaturi din stânga și din dreapta, nu e bine sau e bine? A fost. A fost. Copiii au fost mai sceptici, mai... Chiar cumnata mea, sora fostei mele soții, a zis, voi, nu se poate, cum să vină o altă femeie în locul surorii mele? Aha. Și am spus, dar de ce? Eu să aștept să fiu singur, să iau razna, să mă apuc de prostii? Ei, n-a acceptat. Și s-a supărat pe mine. Și dacă s-a supărat, eu m-am retras. La un moment dat, chiar și copiii au zis, vai, dar chiar dacă vă căsătoriți, să nu faceți acte, să fie fără, să fie nu știu ce. Noi am zis, da, am întârziat o perioadă suficient de lungă ca să îi liniștim, să nu se creadă că împărțim... Vreo 3 ani de zile am stat așa. Că împărțim nu știu ce averi după aceea, pentru că este o prostie. Nimeni nu ia nimic cu el când pleacă. Sau nimeni nu e stăpân pe nimic decât folosim. Și pe urmă lăsăm, știți, așa. Ei, și copiii au zis, nu, fără acte, fără nimic. Sigur, ușor, ușor, noi i-am capacitat, i-am apropiat, i-am făcut prieteni, am avut și mici, cum să zic, nu certuri, dar așa, contraziceri, dar ușor, ușor, ne-am împăcat. Ne-am împăcat și acum suntem cei mai prieteni, în loc de un băiat, am 3. Și am și 3 nurori și am și mulți nepoți. Să vă trăiască și să le trăiți. Și Rănica la fel. În loc de 2 băieți, are 3. Am 3. Soacra dumneavoastră, ce a zis? Soacra mea a fost un om deosebit de blând, așa ca și soția mea. Și totdeauna am avut pentru ea un respect extraordinar. La un moment dat, când eu am găsit-o pe Rodica, m-am dus și i-am cerut binecuvântarea și i-am spus, uite, am găsit pe cineva, îmi dați voie să mă căsătoresc, să fiu cu cineva? Adică era mama mea. Eu nu mai... Mama mea murise cu mai mult timp înainte. Și m-am simțit dator să-i cer acordul. Și mi-a plăcut, a zis, nicio problemă, dar să știi că dragostea din tâi nu se potrivește cu cea de-a doua. Mi-a zis lucrul ăsta. Sigur, i-a spus un proverb, dar la mine n-a fost așa. La mine a fost la fel și o dragoste frumoasă și asta. Ca dovadă că persistă. Și noi sperăm până moartea ne desparte să fim același om, să fim același trup, cum zice. Cum țineți dragostea asta așa, domnul Nicu și doamna Rodica, zi de zi? În primul rând, prin respect. Noi ne respectăm. În viața mea am văzut foarte mulți bărbați care nu-și respectă nevestele. Și totdeauna tu să tași că nu știi, că tu ești femeie, că nu știu ce. Nu, este cea mai mare greșeală. Eu am învățat de la alții că nu e bine. Deci totul este să fie respect. Și dacă se poate, și eu, cum să zic, abuzez de acel cuvânt, te iubesc.
Îi spun mereu. Știi că ori ți-am spus nu, ieri, că în fiecare ieri zi ți-am spus zice că te iubesc. Ce ți-am spus azi că te iubesc? Zi nu mi-ai spus, mai spun-o odată. Și mă pune să repet. Și știi ce mult contează? E reciproc, doamna Rodica. Normal, Aurora. Cărei femei nu-i place să audă în fiecare zi un cuvânt frumos? Ați visat vreodată la așa ceva? Nu. Toată viața mi-am dorit să merg cu cineva de mână pe stradă până la atâși bătrâneți, până mor. Și când vedeam bătrânei pe stradă că merg de mână, așa invidiam și zic, măi, zic, oi avea și eu parte de un bărbat care să... Primul a fost mai rece, mai distant, mai... E, nicui altă. Cu el de mână plec, cu el de mână vin și în fiecare zi un te iubesc, în fiecare zi un compliment, ești frumoasă, ești... Sigur. Imposibil să nu-mi spună el un cuvânt care... I-am spus de multe ori, măi, și să mă minți, și chiar dacă minți, dar să minți frumos. V-ați certat vreodată? Sau cum se întâmplă când există neînțelegeri? Niciodată nu ne-am certat. Am avut niște discuții în contradictoriu, dar niciodată n-a fost în casă la noi ceartă sau să ținem mânie sau nu. Nu, nici n-am putea. Chiar n-am putea. Ne-am certat, ne-a pocărâsut. Nu, și mai e o chestie, vezi? Eu m-am îndrăgostit de Rodica, că poate zici, bă, se poate, uite, am 77 de ani. Eu și la ora asta sunt îndrăgostit de Rodica, pentru că, de fapt, asta este și toată șmecheria. Dacă zici că ai fost îndrăgostit în prima lună și pe urmă noua, e ceva, de fapt, tu ești nefericit. Dar în clipa când ești totdeauna îndrăgostit, păi cum să nu fii fericit? Mi-a compus și o poezie, Aurora, îți spun. M-a cucerit prin felul lui de a... Sigur, am avut un simțământ așa și la un moment dat am cochetat cu puțină poezie și am zis, sunt eu în stare să fac o poezie. Mai mult decât atât, am mai avut o nebunie. Am citit eu cândva că Eminescu a făcut un dicționar de rime și săracul a scris într-un caiet. Băi, și am zis, Doamne, ce-ar fi, eu lucrăm pe calculator, fiind programator, am zis, ce-ar fi să fac pe calculator un dicționar de rime. Și am reușit și l-am făcut. Și l-am făcut pe calculator și sigur că l-am și foloseam când compuneam poezie. Dar, spre mirarea mea, m-am dus la Biblioteca Județeană și am întrebat întâmplător dacă există așa ceva. Și există așa ceva. Deci am muncit degeaba. Dar nu-i nimic. Totuși, da, l-am făcut. Răzbunat pe Eminescu, care eu săracul s-a chinuit într-un caiet. Eu am făcut automat. Deci am pus toate cuvintele posibile și imposibile, știi? Ca să iasă rima. Îi spuneți în fiecare zi te iubesc, ați compus o poezie. Doamna Rodica, în schimb, ce face? Gătește bine, e la fel de romantică, pentru că dumneavoastră sunteți un romantic. Sau contează cât dăruiești într-o relație? Da, primești, poți să primești dublu. Și eu primesc. Adică ce dăruiesc, primesc. Deci Rodica este o gospodină desăvârșită, este de o curățenie formidabilă. Și l-am rugat odată, vezi că eu îmbătrânesc, să nu mă lași să plec pătat pe stradă, pe cravată. Să nu mă lași. Uneori mai sunt eu, zic, lasă că mai merge așa. Nu, îmbracă-te frumos, fie. Ei, lucrul ăsta contează. Adică nu decad. Dăruiți din suflet. Tot ce ați dăruit este din suflet. Dar vreau să vă întreb, pentru că ați spus mai devreme că erau doamne care întrebau de pensie, de unde stai și așa. Cât contează materialul, partea materială într-o relație? Dacă vorbești, dacă o iei pragmatic, sigur că lângă dragoste trebuie să existe și partea materială. Sigur că în momentul când sunt ceva bani, e bine. Se completează niște lucruri. Nu există motiv de ceartă, că de multe ori mi-aduc aminte când eram tineri cu prima mea soție, știi cum e la început, că
ajungeam uneori la niște discuții, pe niște lipsuri, că atunci vrei să le ai pe toate, nu poți să le ai. Ei, mi-aduc aminte și îmi vine și acum să râd când ne-am certat pe niște neajunsuri, pe niște chestii și certându-ne noi așa, dar nu așa foarte tare, ne-a bucnit râsul și am zis, bă, proști suntem. În loc să ne iubim, noi ne certăm. Că parcă dacă ne-am certat, ne dă cineva în plus. Știi? Ei, din clipa aia nu ne-am mai certat. Deci, până la urmă, cum îți construiești viața, așa o ai. Sigur că da. Deci, de asta spun, Rodica este un om minunat. M-a binecuvântat Dumnezeu. Contează, doamna Rodica, partea materială, adică pentru o femeie. Dacă vine, nu știu, 1 martie, 8 martie, ziua de naștere sau așa, și să zicem că nu ar fi bănuți suficienți pentru un cadou, nu știu cum, contează doar acel te iubesc, este suficient pentru ca relația să fie atât de frumoasă? Da, un cuvânt frumos contează, să știi. Nu spun că ne facem mici atenții, ne surprindem cu câte o mică atenție, dar dacă nu sunt posibilități pentru un lucru de valoare, ne mulțumim cu un cuvânt frumos, cu mai puțin decât, nu contează așa partea materială, nu. Dar gelozia contează? Nu, na, vârsta există? Noastră, nu. Asta vreau să mă întreb. Există dragoste fără vârstă, dar gelozie fără vârstă există? Nu e vorba. Ce se întâmplă? Când eram mai tânăr, parcă aveam, mai ales când plecai mai mult de acasă, începea să te roade, nu cumva ceva se întâmplă. Ei, la ora asta nu mai e caz, nu mai e cazul. Și apoi, dacă n-ai încredere în partener, nu, trebuie să ai încredere, indiferent ce s-ar întâmpla. Și dacă ai încredere, gelozia începe să dispară. Încredere. Dumneavoastră ați pus așa, ați așezat suflet lângă suflet prin agenția matrimonială. Multe suflete ați scăpat de singurătate. Ce căutați la ele prima dată ca să se potrivească? Zodie, culoarea ochilor, aptitudini, hobby-uri, partea sufletească, deci, partea fizică. La un moment dat m-a ajutat foarte mult calculator. Pentru că eu în calculator introduceam niște date, datele personale ale persoanei, pentru că trebuia să fac o fișă, nu puteam să mă joc cu destinul oamenilor, că puteai să faci și prostii aici. Și atunci mi-am luat toate măsurile ca datele să fie reale, ca oamenii pe care îi întâlnesc să nu pățească nu știu ce, adică totul să avem un control, nu? Ei, fiecare își exprima dorințe. Discutând cu omul, deja îți dădeai seama cam cum gândește, ce gândește, ce își dorește și toate lucrurile astea eu cumva le-am codificat și le-am introdus în calculator. Softul pe care l-am scris l-am făcut în așa fel încât calculatorul să-mi dea niște variante. Să-mi dea variante de cupluri posibile. Și atunci, el dându-mi o listă cu variante, eu alegeam pe cea mai bună, printre care era și zodia, dar nu contează, dar uneori merge, că sunt și zodii de nota 10, sunt și zodii mai puține. Că la un moment dat le și spuneam, zodia nu contează, contează caracterul, că degeaba te potrivești de nota 10 și tu ești rău. Că dacă ești rău, tot degeaba, nu mai are importanță. Și atunci m-am bucurat cumva de succes, în sensul că mi-a intrat în agenție peste 500 de oameni și din ăștia 200, aproape 200, am reușit să-i unesc să fie familie. Sau să fie familie sau chiar concubina și, mă rog, nu mai am controlul, dar am avut o mare satisfacție că i-am unit. Și lucrul ăsta m-a și ajutat atunci când am fost singur, că vorbeam cu lumea, vorbeam și asta contează. Adică n-am intrat într-o depresie, că puteam să intru într-o depresie după pierderea lui Lucica, soția mea prima.
Ce doare cel mai mult? Fizic, corpul, când ai o durere fizică sau sufletul? Sufletul. Sufletul, însă trebuie să ai tărie. La un moment dat să te gândești că nu ești tu sau viața, altcineva are dreptul asupra vieții. Și atunci zici, dacă așa a vrut Dumnezeu, nicio problemă. Așa e, Domnule. Nu. Cu cine să te cerți? Ați avut dezamăgiri, ați întâlnit oameni care v-au dezamăgit atât de mult încât să-i puteți scoate de la suflet? Mari dezamăgiri nu am avut așa. Cei care nu ne-au plăcut ne-am retras. Adică nu am mai continuat prietenia, adică ne-am retras și i-am marginalizat. Nu am avut discuții cu ei, nu... A fost un fenomen. Chiar undeva de la Biblioteca Județeană. La un moment dat, cineva s-a exprimat că, vai, ce ai făcut rău, îi spunea lui Rodica. Cine te-a pus să te... ce, să te mări, să te... așa. Și i-am spus, Rodica, o să avem oameni care n-o să fie fericiți că suntem noi fericiți. Și o să ne pedepsească. Și, într-adevăr, a mai fost câteva persoane care au încercat să ne vorbească de rău, pe mine în fața lui Rodica, pe Rodica în fața mea. Ba chiar una dintre cucoane a zis, știi că Rodica a fost bolnavă de ceva. Nu știu, a avut odată o răceală. Dar a ținut să mi-o spună ca să vădă treabă, știți? Deci există și asemenea oameni. Însă e bine să nu-i bagi în seamă. Bine, este invidia asta care e fiecare om și fiecare om vede. Nu, în momentul când ești fericit, oamenii te ceartă. Am citit undeva cândva de mult că prieten cu adevărat este cel nu care te ajută la nevoie, care se bucură atunci când ești bucuros, care se bucură de bucuria ta. Da. Mi-a plăcut mai mult, pentru că la nevoie, mai de milă, mai de așa, sare mai multă lume în ajutor. Dar la bucurie, poate mulți te felicită cu adevărat, dar în sinea lor sunt așa, roșii de invidie, cum ați spus, așa este. Cum ați spus dumneavoastră. Așa este, așa este. Dar dragostea adevărată trece peste piedici de genul acesta. Se ridică mai presus de el. Așa este. Și noi avem, să știi că avem prieteni, avem prieteni destul de mulți și mai mult decât atât, noi fiind atât de fericiți, la toți prietenii le-am spus, măi, mai ales cei singuri, măi, nu rămâne singuri, uitați, fiți ca noi, faceți ca noi. Și am determinat 3 cupluri de i-am și cununat. I-am cununat, așa, acum la vârsta asta, și a fost extraordinar. Câți ani aveați când v-ați căsătorit cu doamna Rodic? Eu aveam 68. Doamna Rodic? Iar eu 57. Da. 11 ani diferență. Este 11 ani diferență. E cam mare, dar avantajul. Nu e mare deloc. Eu i-am spus de multe ori. Mama mea a fost cu 15 ani mai mică decât tata. Așa că nu contează vârsta. Vreau să vorbim un pic despre diferența de vârstă. Ce se întâmplă dacă este invers? Dacă doamna este mai mare decât domnul? Nu are nicio importanță. Nu are nicio importanță. Să știi că sunt persoane, vorbesc de bărbați, care caută așa ceva. Pentru că a avut un cult pentru mama lui, pentru nu știu ce, și își dorește ca și partenera să fie un pic mai, puțin mai în vârstă și se iubesc. Deci nu contează. Nu contează vârsta. Să și spune că nu contează vârsta. Contează dragostea. Contează atracția, contează chimia, contează... Trece chimia asta din primele luni, din primul an, din primii ani, după 3 ani, se spune dragostea durează 3 ani. Așa este? Nu, greșești. Nu știu, să ne spună cel care a găsit legea asta, pe ce se bazează? De ce nu 2 ani jumate? De ce nu 6? Nu e adevărat. Dar chimia și fluturii din stomac de la început dispar.
Și după aceea rămâi exact cu ce ai ales, cu caracterul, cu felul de a fi al omului, cu încrederea, cu respectul și cu dragostea aceea profundă, care ar trebui să dureze până când moartea ne va despărți, așa se spune. Secretul e să fii îndrăgostit. Adică să spui, partenerul meu e frumos. Ești frumoasă, îi spui în fiecare zi. Rodica, ești frumoasă. Ce frumoasă ești! Și apoi, cum să nu fii, Aurora? Cum să nu fii mulțumită de omul de lângă tine? Când eu, atunci când lucram la bibliotecă, găseam în pachetelul care mi-l făcea frumos și mi-l împacheta, când îl desfăceam la servici, găseam un bilețel: te iubesc, poftă bună. Mici gesturi care... Astea sunt Trecea foamea, trece dragostea prin Trece stomac. dragoste. Astea sunt trucuri care e bine să-l facă orice Da. bărbat. Sau chiar și femeie. Dar la copiii mei, la băieții mei, le-am dat exemplu. Măi, luați exemplu de la Nicu, zic. Așa să vă purtați și Și ce voi au cu zis soțiile. băieții? Tăceau din gură, nu știu dacă au făcut-o, dar să înțeleg bine. Au familii reușite și Nu. ei, și când ne vede pe noi fericiți, sunt și ei în culmea Ei n-au recunoscut, locului. dar am impresia că uneori ne mai și Ne copiază. mai Și și asta copiază contează. și Înseamnă că am contează. avut influență bună. Mai faceți așa? Acum? Cum să Da, nu? în fiecare zi. Îi pun pe pernă bilețelul. Da. Te iubesc. Cum păstrați ideea? Dacă aveți o zi posomorâtă, o zi mai grea, e ceva ce nu merge, cum păstrați sau cum îl simțiți pe celălalt? În orice caz, discutăm. Discutăm și cel de lângă tine zice: lasă că o să fie bine. Și într-adevăr, știi ce mult contează? Spune: trecem peste asta. Și într-adevăr, în doi treci mai bine. Treci, mai ales că discuți. Discuți și din discuție te simți bine. Și treci, treci. Vă plimbați împreună, comunicați împreună, vă rugați împreună. Sunteți mai apropiați de Dumnezeu acum decât în tinerețe? Sau este aceeași formă, aceeași relație cu Dumnezeu? Păi Dumnezeul avem în E suflet. aceeași formă și nu suntem cei oamenii aia bisericoși să Nu. dărâmăm ușile bisericii. Mai ales acum a început și chestiunea asta să deformeze, cu toate că, uite, se duce multă lume la biserică, dar am avut, cum să spun, neșansa să mă duc la biserică și în loc să mă reculeg, a venit la mine o bătrână sau o cucoană mai curioasă să-mi spună că trebuie să stau într-un picior sau trebuie să mă închin la anumite pasaje. Și lucrul ăsta pe mine m-a scos din serie. Lasă-mă pe mine, am venit la biserică să mă reculeg, să stau, să uit de grijile lumești. Nu să-mi spui de data cum să fac. Nu. Și am avut câteva discuții cu câteva babe de-astea curioase. Ei, lucrul ăsta m-a determinat să nu mai mă duc toată ziua la biserică, că biserica este casa mea, unde l-am pe Dumnezeu. Dumnezeu e peste tot. Ce faceți în timpul liber? Ce fac doi pensionari frumoși în timpul liber? Dar ce nu facem? Dacă ai ști ce ocupați suntem, Suntem nu știu ce facem. preocupați. Dar, Mergem la teatru. mergem la teatru, ne plimbăm, Un citim. excursii. Și televizorul ne mai mănâncă timp când e frig afară. Dar ce să facem? Mai mergem la câte o lansare de carte la bibliotecă. Da. Mai mergem la Avem filarmonică. niște fiind la București care ne invită din când în când la cât un spectacol de operetă. Ne place la Da, amândoi și la operetă. operă și la... Adică Da. mai ieșim, Mai ieșim. ieșim. Ieșim și asta e bine. La țară mergeți? Da, Mai avem și mergeți? acolo la țară o Da. casă de vacanță și în fiecare vară. Se spune că în viață trebuie să plantezi un pom, să faci un copil, să faci o casă. Noi am plantat 53 pomi, scuze. Da, am fost și am pus pom Sigur la că da. țară. Ne bucurăm mult de căsuța aia de acolo pentru că e ca la munte. Ne ducem și ne simțim bine ca la munte acolo. Iar vara când e cald, Caldai. viteză, pușala aia acolo este raiul după lume. Să stai în verdeață. Comuna Bogați este o comună extraordinar de frumoasă.
cu aer curat, nepoluat, nu știu ce, păi, de mine este frumos. Și tot norocul iubita, că e moșia lui iubita. Și merg acolo. Așa o răsfățați, așa o alintați pe doamna, așa Da, iar eu îi zic iubire. Era, când ne-am dus, dacă îmi permiți, vreau să-ți spun o scenă. Când ne-am căsătorit la primărie, îți trebuie un certificat prenupțial, nu? Și nu mai știam că pe vremuri, la prima mea căsnicie, nu s-a întâmplat așa ceva, să mă duc la psiholog. Ei, de data asta am ajuns în fața unei domnișoare psiholog și când ne-a văzut, am zis noi bună ziua, uitându-se la mine că am părul alb, m-a întrebat în ce zi suntem. Și atunci mi-am dat imediat seama că mă crede sclerozat. Și am început și eu să socotesc pe degete și nu știu ce și m-am chinuit și i-am spus. După care m-a întrebat cine e președintele statului și i-am zis Traian Boc, ca să vadă că sunt sclerozat. S-a mirat ea, s-a uitat un picus la mine, curios, mă rog. După aceea mai m-a întrebat iarăși niște lucrușoare și i-am spus, doamna doctor, e posibil așa ceva? Dar în primul rând că sunt inginer, sunt programator de calculatoare, țin minte un milion și ceva de instrucțiuni în limba engleză, că a trebuit să le fac ca să... Mă întrebați de cine-i președintele meu, nu vreau să-i pronunț numele, că nu-mi plăcea mie Traian Boc. Și a fost foarte drăguț. Și când am plecat, i-am spus, trebuia să mergem să mai facem niște copii. Și i-am spus, Iubito. iubito, să mergem să rezolvăm problema. La care doctorița zice, dar de ce ziceți iubito? Ce așa vă zice mereu, iubito? La Da, care așa eu, ca să vorbește. subliniez, Dar știți ce, de ce îi zic iubito? ca să subliniez cât sunt de sclerozat. Domnule, tu știți de ce îi zic iubito? Am uitat cum o cheamă. A râs. A râs, Da, mi s-a bineînțeles. fost. Și i-am spus, de ce nu? Zice, avem și noi o procedură. Da, mă, dar orientează-te, ce Dumnezeu. M-am simțit foarte sclerozat în clipa aia când l-am însurat. Dar a fost drăguț. Nu, dar să știi, Aurora, că sunt oameni care se miră tare când aude cuvântul ăsta între noi, că ne zicem iubire, că ne zicem iubito. De ună zi eram la Ocean, la cumpărături și la casierie acolo, nici cum zice iubire, ce, dar n-am luat cu tare, zic, hai să luăm cu tare iubito. Dar e ce, vai, doamnă, mie soțul meu, ce în viața mea nu mi-a zis așa ceva. Da, surprins. Surprinse toate, se uitau că nu au auzit cuvântul ăsta și mai ales la vârsta noastră. Și zic, de ce vă miră? Zic, eu sunt obișnuită, zic, pe mine așa mă răspață soțul meu, Da. cu cuvinte numai din Sunt astea sigură că frumoase. v-au invidiat, Să doamnele, știți, așa să cum știți. vine vremea. Vine vremea de la a invidia să trecem poate în viață la a fi A invidiat. fi invidiat, așa este. Da. Cu, lângă omul potrivit, contează foarte mult. Poate atunci când ești singur, treci pe lângă cineva și zici, vreau și eu să fiu, admiri un cuplu, admiri, poate ești singur, te duci la o căsătorie. Ți-e greu, poate Așa este. sufletește și vrei să fii așa, poate le dorești tot binele din lume, dar vrei și tu să fii împlinit sau împlinită. Cum, acum revin la dumneavoastră și vă întreb pentru că am atins subiectul. Ce ați sfătui pe tineri din ziua de azi? Deși este generația asta foarte curajoasă, au atât de multe posibilități de comunicare, nu sunt ca pe vremuri când existau doar scrisorile și întâlnirile punctuale, că dacă nu erai punctual, n-aveai cum să suni, să anunți, să... Ce ați sfătui pe cei care totuși în astfel de timpuri sunt timizi și ajung la niște vârste când nici nu mai speră poate să... Da, pentru că toate mijloacele acestea de comunicare îi înstrăinează. Deci una e să fii față în față cu cineva și să-i spui ceva și alta e să dai un mail, să dai un mesaj pe telefon sau să vorbești chiar și la telefon. Ești departe, nu ești aproape. Și eu aș sfătui să nu abuzeze. Să nu abuzeze că se vor, cum să zic, vor fi singuri. Vor fi singuri cu tableta în față, cu telefonul în față. Și atunci nu va folosi, nu vor avea
nu vor putea să construiască o relație corespunzătoare, frumoasă. Și atunci ar trebui să vorbească, să fie împreună, să se atingă pe mână, de normal. Nu mai citesc, Aurora, nu mai citesc cărți de dragoste, nu mai citesc ca să își dezvolte. Ai văzut bine, la întâlnirile cu fetele pe care le au la meserii, cu telefoanele în mână, ei nu își spun ce își doresc, să vorbească la o masă când se întâlnesc, cu telefonul. Nu-l lasă din mână. Cum ar trebui să fie o femeie? O femeie adevărată, în viziunea dumneavoastră. Cum ar trebui să fie? Carolica. Vezi, în primul rând, trebuie să fie normală, nu fie prefăcută, să fie deschisă, să fie bună. S-a pierdut feminitatea, domnul Nicu, așteptam să spuneți cuvântul ăsta, să fie feminină, să fie... S-a pierdut feminitatea sau... Depinde. Depinde acum și cum văd bărbații feminitatea. Că poate să o vadă într-o femeie îmbrăcată în costum de om de afaceri, deci care va fi pantalon și așa, și poate să fie și la minijoc. Depinde cum o... Dar femeia trebuie să știe să fie femeie. Până la urmă, cred că intuiția ei o face să... și dorința ei de a... Mai credeți că poate să fie femeia femeie, să-i spună intuiția, când vine de la serviciu, are copii acasă, are bărbat, are de călcat, are de făcut mâncare? Cum se păstrează, doamna Radică? Cu grijă și răbdare, Aurora. Își găsește timp pentru toate. Încet așa să le ia și își găsește timp. Dacă e împlinită, sufletește, se găsește timp? Se găsește timp, da. Sau să fie... Fie ea mulțumită în sufletul ei, să în fiecare zi să îi se adreseze un cuvânt frumos, să fie respectată, să îi se recunoască munca și meritele pe care le are o femeie în casă, nu să fie disprețuită, să... Nu. Eu totdeauna le-am zis la copiii mei, respectă femeia pentru că și ea te va respecta. Care este relația dumneavoastră cu nurorile? Foarte bună. Am două nurori. Nu m-am certat niciodată cu ele, mă respectă și le respect. Știu că una dintre nurorile dumneavoastră este mai mare decât fiul dumneavoastră. Da. Și vreau să-mi spuneți cum ați reacționat atunci când ați aflat lucrul acesta. La început am avut un pic de reținere, dar văzând dragostea dintre ei, băiatul meu mi-a zis clar, mamă, orice ai face, nu mă desparți de ea, am zis, sunt cea mai fericită dacă te face fericit. Și într-adevăr l-a făcut fericit și se înțeleg extraordinar. Iar ca să dureze căsnicia lor, i-am dat un sfat, chiar dacă era un pic mai măricică, zic, lasă un copil pentru că vă leagă între voi și veți fi o familie fericită. Un copil aduce fericit. Și într-adevăr m-a ascultat. Și au un băiețel acum în clasa 6 și sunt mulțumită până la Dumnezeu de ei. Vă rog. Ea este foarte isteață în sensul că are grijă de ea, să arate bine totdeauna. Nici nu-și arată vârsta, pentru că știe să se îngrijească. Adică degeaba ești chiar mai mic ca vârstă, dar nu știi să te... Ei, Nora lui Rodica este deșteaptă și știe cum să se comporte și asta contează extraordinar de mult. Un bărbat cum trebuie să fie, doamna Rodica? În căsnicie și în... Cum să fie pentru a cuceri și pe urmă în căsnicie pentru a păstra cea cucerită? Dacă ai un caracter frumos, totdeauna eu am apreciat caracterul la bărbați.
care un caracter frumos, să nu te jignească, să te respecte, să-ți acorde, eu știu, atenția cuvenită, cum să nu-l iubești? Au fost momente când au fost neînțelegerile atât de mari încât să vă gândiți, nu că ați făcut, Doamne ferește, greșeală, dar să vă gândiți că vă e greu, să preferați să fiți singur? Niciodată. Niciodată. Vedeți, singurătatea e singurătate, care nu e bună de niciun fel. Plus că la orice om vârstnic există o frică de singurătate. Și atunci, totdeauna te gândești să fii cu cineva. Și dacă mai ai și noroc să fii acel cineva potrivit, de fapt, asta este fericirea. Aici vreau să ajung, pentru că, și v-am întrebat, pentru că există momente în care doi oameni se plac, se iubesc, sunt împreună și pe urmă, în cuplul respectiv, apare acea singurătate în doi despre care se vorbește. Te simți singur, deși ești cu cineva. Care este calea bună în momentele acestea? Păi înseamnă că ceva n-a fost durabil. Adică dacă ei se simt singuri în doi, legătura n-a fost durabilă. Ceva n-a fost cum trebuie să fie. Și noi mai facem câte o glumă, pleacă Rodica la... Se zic că e necesar să plece undeva la țară și mă lasă pe mine la... Ei spun, pleacă să ne detoxifiem puțin. Sigur că e o glumă. Dar mi-e dor de ea după 2 ore. Și o sun, ai ajuns bine, ce faci? Vino repede, nu mai sta mult. Sigur că da. Chestiunea cu a fi, cum să zic, singurătatea în doi, e ceva care scârție în relație. N-a fost reală, n-a fost... Nu, poate și stresul, Aurora, că tineretul din ziua de azi e mai stresat, poate și stresul de complicații într-o căsnicie, lipsa asta de comunicație, de... Ați zis că a fost greu în tinerețe și vreau să vă întreb, în tinerețe întotdeauna la început de drum, în căsnicie, dacă n-ai norocul să fii cu de toate la început, e greu până le aduni, până le așezi, că e casă, că e mașină, că vin copii, cu grădiniță, cu școală, cu tot ce trebuie și așa. Cum faci să păstrezi liniștea într-un cămin și dragostea când sunt greutăți de genul acesta? Ați avut greutăți atunci? Adică pe vremuri era la fel de greu ca acum, cu credite la casă, pe nu știu câți ani, pe toată viața, să le lași moștenire? Sigur. Și noi am fost așa, la fel. De exemplu, când eu am terminat facultatea, am venit aici cu nimic, cu o geantă, nu? Și cu iubita mea care era și înțărcinată. Și fără casă, fără nimic, dar am luat-o exact de la lingură, cum se spune, și trebuie să faci eforturi. Trebuie să faci eforturi să te înțelegi și să ai răbdare. Că nu poți să le ai pe toate dintr-o dată. Deci îți trebuie un pic de înțelepciune. Și tot dragostea îți dă înțelepciune. Că n-are rost să te răzbun pe partener că n-ai tu în clipa aia piscină la vilă sau nu știu ce nu ai, n-ai Ferrari, nu poți să le ai. Citit undeva că un cuplu cu foarte mulți ani de căsnicie în urmă, întrebat fiind cum rezistă și care este secretul unei relații fericite, a spus că pe vremea noastră, ce se strica, se repara, nu se arunca. Dacă scârția ceva în relație, încercam să reparăm, să remediem, să vedem ce putem să facem, să mai lase fiecare de la el, celebra vorbă, lasă fiecare de la el, ca să meargă bine. Astăzi se lasă unul pe altul, ca să meargă treaba bine. E o variantă potrivită? Nu știi, fiecare procedează
Vedeți, funcție de educație, de nivelul de cultură, de... Dar ți-am spus, trebuie să existe și acea înțelepciune, că uneori nu, nici măcar școlile nu te ajută să fii un cuplu perfect, tot puțin înțelepciunea, tot puțin ce ai văzut la părinții tăi, toate lucrurile stau la un loc. Tot ce ai citit, pentru că ce-am știut noi? Noi venim de undeva, de la țară. Am fost prima generație în pantofi, cum se zice. Dar norocul nostru că am citit și am visat să ne purtăm frumos cum scria în cărți, în clasicii literaturii universale. Sunteți un galant, domnul Nicu. Nu v-am văzut niciodată altfel decât la costum. Întotdeauna, așa cum spune doamna Rudica, cu o vorbă frumoasă, cu o glumă, cu zâmbetul pe față. De ce nu sunt toți bărbați așa? Că pleacă de aici, dacă bărbații, femeile spun, da, că ar fi frumos și îndrăgostit de mine și m-ar complimenta sau așa, aș fi și eu altfel sau poate mi-ar veni și mie chiar să fiu mai drăgăstoasă sau să fiu mai așa. De ce nu sunt bărbați așa? Tot din educație, tot Tot educația și educația. la un moment dat mulți bărbați greșesc. După ce s-a căsătorit, zice, salut, eu sunt boierul, eu sunt cocoșul și sigur că ia plasa totdeauna, Și nu știi? mai spune un cuvânt frumos, un te iubesc. Oricare femeie vrea să audă cuvântul ăsta. Sunt bărbați și avem prieteni care spune că eu nu pot să spun, mă ține cineva să-i spun Dar cuvântul nu ăsta. pot. Foarte rău. Ce te doare gura să-i spui unei femei, te iubesc? Nu! E, cuvântul ăsta, te iubesc, ar face ca într-o familie să fie înțelegere. Dacă tu ridici tonul și ridică și celălalt de lângă tine tonul, păi atunci aia nu mai e discuție. Trebuie să lase unul de el tonul mai jos și să vorbească frumos și cu un cuvânt frumos să rezolvă totul. Dar dacă n-a pus să spui te iubesc și o pierzi pe persoana respectivă, ții în tine o iubire pe care după aceea poate că ai striga-o în gura mare și nu mai ai cu. Nu mai ai cui. Foarte mulți regretă după aceea că apreciezi omul după ce l-ai pierdut. De partea cealaltă, greșeala femeii care este? Cea mai mare greșeală a unei femei după ce se căsătorește, cum spune domnul Nicu, el nu mai este romantic. Ia cum nu mai este? Ne pui în încurcătură. Nu se mai îngrijește. Da. Cum să zici, pune sola în cap, cum să zici. Nu e bine. Adică trebuie să aibă grijă în continuare de ea. Acum vă dădeam exemplu de nora noastră, că știe să se îngrijească, pentru că trebuie să fie, o femeie trebuie să fie frumoasă. Și trebuie un pic să-și ajuți natura. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu un chip frumos, ajută-l să menține frumos, că altfel se duce. Chipul frumos se menține întotdeauna cu atitudine frumoasă, cu o educație frumoasă. Dacă Normal. e, s-a întâmplat de multe ori să fie frumoasă și să fie rea, sau să vorbească urât, sau să aibă un comportament urât, Se dar dacă vede. e frumoasă. Se vede. Se simte. O femeie frumoasă care are suflet rău este o femeie urâtă. Iar o femeie urâtă, cu suflet bun, este frumoasă. De fapt, nici nu există femei urâte. Dar femeile care își ajustează frumusețea la estetician, un silicon pe colo, o Nu. injecție pe dincolo, genul acesta de frumusețe artificială exista în tinerețea dumneavoastră? Nici vorbă. Nu. Nici vorbă. Nu exista și să știți că acum e mai mult un fel de modă, dacă vreți, și fiecare să visează divă sau, nu știu, starletă, ceva de genul ăsta. Și de multe ori sunt deformate. Eu mi-aduc aminte de ce se întâmplă cu buzele lor când
O femeie are o gură frumoasă și o strică. E alegerea lor. Dar greșesc, că pe urmă ați văzut ce suferă și începe să, cum să zic, să critique doctorul. Eu la niciunii. În tinerețea dumneavoastră, când se îndrăgosteau doi tineri, când îți făceai curaj să inviți pe cineva, că de regulă domnul invita domnișoara, mergeau la cofetărie, mergeau la film, veneau cu o floare. În ziua de azi, mergem la... Mergem în parc, mergem La la club, film, la poate bar. mergem la club, la bar, În club. mai puțină floare, mai puțină cofetărie. Vedeți că la noi totuși eram mai romantici și posibilitățile erau altfel, simțeam altfel. Păi eu văd acum, nu știu ce aș simți, chiar dacă aș putea să dau timpul înapoi, să ajung la 20 de ani și să mă duc într-un club. Păi ce satisfacție ai să pur și simplu să țopăi pe o melodie de tobe, Să n-auzi nimic în nu club. simți fata lângă tine, nu știu cum să zic, nu mai are farmec, sau nu mai înțelegem noi, s-ar putea să nu o percepem noi. Poate o fi bine. Știu că mergeți la întâlnirea aceea cu pensionari. La întâlnirile acelea de suflet, cu muzică, cu vorbă bună, cu atmosferă. Este aceeași atmosferă din urmă cu câțiva ani, ținând cont că sunteți cam aceeași generație, sau se adaptează? Nu, este, pentru că muzica este la nivelul vârstei noastre, discuțiile sunt, cum să zic, avem ce discuta, pentru că discutăm problemele noastre specifice. Într-adevăr, ne simțim bine, ne simțim bine, trece timpul frumos și ne facem prieteni. Și am fost în foarte multe excursii cu ei. Am vizitat aproape tot județul. Care a fost cea mai frumoasă excursie pe care ați făcut-o împreună? Bine, că am fost împreună în În Franța, am Franța am fost stat 2 săptămâni, împreună am fost fost în în Grecia Grecia. și ne-am simțit bine și bine ne simțim și în Pitești. Bine ne simțim și la bogați. Adică, Vă faceți planuri? Am vrea să facem ceva anul ăsta sau să mergem undeva anul acesta. Unde ați vrea să mergeți anul acesta în vacanță? anul ăsta ne dorim să mergem în În Delta. Delta, în Delta Dunării, Mergem în bineînțeles. Delta. Spre rușinea mea, eu n-am văzut Delta. Am încercat odată să ne ducem de la mare, am ajuns până la Murighiol și de acolo ne-am mâncat niște țânțari și am fugit repede. Ei, dorim să mergem în Delta, să ne săturăm de pește și să și vedem Delta. Anul trecut am vizitat nordul Moldovei, Nicu fusese, a fost mai în tinerețea lui, dar eu nu am fost și mi-a făcut plăcerea asta ca să Rodica, mergem în nordul nu Moldovei. văzuse Da. mănăstirile și am Și făcut un circuit minunat, minunat. plecați amândoi sau plecați cu grup? Au fost excursii în care ați plecat doar Cu amândoi? prietenii. Nu, excursiile astea mai mari cu Cu grup, grup. ori 4, ori 6, ori. De exemplu, circuitul l-am făcut 2 mașini, unde am fost și prietenii din Franța și ne-am distrat extrem de bine. Iar în Delta mergem cu un coleg al meu de facultate, care este și fiul meu, care l-am cununat acum vârstnic, și ne simțim extraordinar de bine. Și să înțeleg la fel ca noi. Tot așa. Este diferență de vârstă și între dumnealor? Da. Ea este mai mică ca fiul nostru cu 17 ani. Cu 17 Da. ani. Și să iubesc și... Până să vă cunosc, domnul Nicu, nu m-aș fi gândit, nu m-am gândit și chiar am refuzat ideea, nu știu cum, de căsătorie la vârsta înțelepciunii.
Pe urmă, viața m-a dus exact acolo unde trebuia, în ciuda faptului că eu aveam altă formație profesională sau așa, m-a dus exact acolo unde trebuia ca să înțeleg mai bine că dragostea, așa cum am spus la început, nu are vârstă. Și așa cum mi-a spus dumneavoastră, mă căsătoresc. A fost cea mai frumoasă veste pe care am primit-o, care venea în sprijinul a ceea ce încercam eu să înțeleg la un moment dat. Că dragostea nu are vârstă, indiferent că se întâmplă la o vârstă mai înaintată, indiferent că există o diferență de vârstă între parteneri, mai mare doamna, mai mare domnul, este important, așa cum ați spus, educația și felul în care relaționează cei doi parteneri. Noi doi și restul lumii. Și eu mi-am așa, păi, ce se întâmplă? Cum să nu fie dragoste la orice vârstă? Că, de fapt, îți construiești propria liniște, propria fericire și atunci n-are rost să spui, da, domnule, stai, dragostea e numai când ești tânăr. Deci, când ești mai vârstnic, n-ai nevoie, când dragostea e ca și hrana. Dragostea e un sentiment, e un sentiment așa de e mai ceva decât hrana, decât aerul. Eu așa cel puțin, eu n-aș putea trăi fără dragoste, n-aș putea trăi fără partener, dacă mai închide într-un palat super de marmură, nu? Sau de nu știu mai ce, eu aș muri și să fiu singur acolo. Păi ce să fac acolo? Dar într-un cort, cu iubirea, sunt în largul meu. Căsătorile din interes, credeți că au sunt de durată? Au vreo șansă să reziste și să se transforme? Nu, sunt fericiți. Șansele sunt minime. Numai întâmplător poate să dureze dacă între timp, că aduți aminte ce citeam noi, că înainte căsătoriile făceau pe părinții, le aranjau și silit tinerii, la un moment dat, unii se mai și îndrăgosteau și o ducea până la deci bătrâneți. Dar era un, cum să zic, ceva absolut întâmplător. Nu era acea scânteie de la început ca să poți să-i apropie și să... Nu sunt durabile. Nu cred că să pot fi durabile. Dar în ziua de azi, dacă, de exemplu, vede pe cineva și zice, e frumos, are bani, are mașină, am pus ochii pe el, am făcut un copil, mă căsătoresc. Credeți că poate se schimbă? Dacă și ea e frumoasă și el vrea o achiziție, vrea să se dea mare, cum am o femeie frumoasă, nu mai e nimeni ca ea. Nu contează că eu am bani și ea e frumoasă. Merge? Merge. Poate să meargă, dar... E funcție de cum se comportă sau cum continuă ei să se respecte, să-și găsească afinitățile ca să poată să chiar să îndrăgostească. Dacă e așa ceva de formă, rămâne de formă. Și... Știți că de formă sunt foarte multe cupluri fericite. Se umple o pagină de socializare cu fotografii din cele mai frumoase momente ale cuplului. Ea e tocmai ieșită de la coafor, el proaspăt bărbierit, amândoi braț la braț sau amândoi pe centru, foarte, foarte fericiți. Și în realitate, când sunt doar ei doi, fără aparat de fotografiat, fără ochiul critic al vecinului, s-a terminat... Se desface coafatul, crește barba, nu mai are nicio... Da. Aia nu e căsătorie. Nu este cuplu. Nu. Nu este un cuplu. Nu și l-a construit ca lumea. Ei n-au știut să-și construiască ceva de durată. Dumneavoastră însă ați construit ceva de durată. De-a lungul vieții s-au întâlnit povestea dumneavoastră și povestea doamnei Rodica într-una singură. Amândoi o poveste. Dacă v-aș ruga să-i faceți o declarație doamnei. Așa de dragobete. De zi cu zi. O iubesc și o voi iubi toată viața până când
Moartea ne va despărți. O iubesc. Merită toată iubirea mea. Și eu te iubesc. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc că ne-ați primit în casa dumneavoastră de la Kilometru Zero. Vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, dați-mi vești despre povești. Sunt Aurora Sărărescu și vă dau întâlnire vinerea viitoare. Numai bine tuturor!